Capitolul 18. Absalom ucis de Ioab. David a numărat poporul care era cu el și a pus peste ei căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. A pus o treime din popor sub porunca lui Ioab, o treime sub Abishai, fiul ei fratele lui Ioab, și o treime sub Itai din Gat. Și împăratul a zis poporului, vreau să ies și eu împreună cu voi. Dar poporul a zis, să nu ieși, căci dacă vom lua-o la fugă, luarea aminte nu se va îndrepta asupra noastră. Și când vor cădea jumătate din noi, nu vor lua seama la noi. Dar tu ești ca zece mii dintre noi și acum este mai bine să ne vii în ajutor din cetate. Împăratul le-a răspuns, voi face ce credeți că este mai bine. Și împăratul a stat lângă poartă în timp ce tot poporul ieșa cu sutele și miile. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abishai și lui Itai. Pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu tânărul Absalom. Și tot poporul a auzit porunca împăratului, dată tuturor căpetenilor cu privire la Absalom. Poporul a ieșit în câmp înaintea lui Israel și bătălia a avut loc în pădurea lui Efraim. Acolo, poporul lui Israel a fost bătut de slujitorii lui David și a fost o mare înfrângere în ziua aceea, ca douăzeci de mii de oameni. Lupta s-a întins pe tot ținutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. Absalom s-a pomenit în fața oamenilor lui David. Era călare pe un catâr. Catârul a pătruns sub ramurile încâlcite ale unui mare stejar și capul lui Absalom s-a prins de stejar a rămas astfel spânzurat între cer și pământ și catârul care era sub el a trecut înainte. Un om, văzând lucrul acesta, a venit și a spus lui Ioab, Iată, am văzut pe Absalom spânzurat de un stejar. Și Ioab a zis omului care i-a adus știrea aceasta, L-ai văzut, de ce dar nu l-ai tăiat pe loc? Ți-aș fi dat zece sicli de argint și un brâu. Dar omul acela a zis lui Ioab, Chiar dacă aș cântări în mâna mea o mie de siclii de argint, n-aș pune mâna pe fiul Împăratului. Căci noi am auzit următoarea poruncă pe care ți-a dat-o Împăratul ție, lui Abishai și lui Itai. Luați seama fiecare la tânărul Absalom. Și dacă l-aș fi omorât, Mișelește, nimic n-ar fi rămas ascuns Împăratului, și tu însuți ai fi fost împotriva mea. Ioab a zis: Nu voi zăbovi atâta cu tine. Și a luat trei săgeți în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. Zece tineri care duceau armele lui Ioab au înconjurat pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât. Ioab a sunat din trâmbiță, și poporul s-a întors, încetând astfel să mai urmărească pe Israel, oprit de Ioab. Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare din mijlocul pădurii și au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit, fiecare în cortul lui. Pe când trăia, Absalom își ridicase un stâlp de aducere aminte în valea împăratului, căci zicea, N-am fi prin care să se poată păstra aducerea aminte a numelui meu. Și a pus numele său stâlpului, care și astăzi se numește stâlpul lui Absalom solia lui Cuș. Ahimaaț, fiul lui Tzadok, a zis, lasă-mă să dau fuga și să duc împăratului vestea cea bună că domnul i-a făcut dreptate, scăpându-l din mâna vrăjmașilor săi. Ioab i-a zis, nu tu ai să duci veștile azi, le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit. Și Ioab a zis lui Cuș, du-te și vestește împăratului ce ai văzut. Cuș s-a închinat înaintea lui Ioab și a dat fuga. Ahimați, fiul lui tadoc a zis iarăși lui Ioab. orice ce s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după cuși. Și Ioab a zis, Pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care ți va fi de folos. Ori ce s-ar întâmpla, vreau să alerg, a zis din nou ahimați. Și Ioab i-a zis: Dă fuga. Ahimaaz a alergat pe drumul care duce în câmpie și a luat-o înaintea lui Cuși. David ședea între cele două porți. Caraula s-a dus pe acoperișul porții spre zid, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om alerga singur singurel. Caraula a strigat și a dat de știre împăratului. Împăratul a zis, dacă este singur, aduce vești. Și omul acela se apropia din ce în ce mai mult. Caraula a văzut un alt om alergând. A strigat la portar. Iată, un om aleargă singur singurel. Împăratul a zis, și el aduce vești. Caraula a zis, alergătura celui din tâi pare că e a lui Ahimaț, fiul lui Tzadok. Și împăratul a zis, este un om de bine și aduce vești bune. Ahimaț a strigat și a zis împăratului, este bine de tot! s-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ și a zis, Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a dat în mâinile noastre pe cei ce ridicau mâna împotriva Domnului nostru împăratul. Împăratul a zis, Tânărul Absalom este bine, sănătos? Ahimaț a răspuns, Am văzut o mare învălmășală când a trimis eu pe slujitorul împăratului și pe mine slujitorul tău, dar nu știu ce era și împăratul a zis, stai colea la o parte. Și Ahimaț a stătut deoparte. Îndată a sosit cuș și a zis, să afle domnul meu, împăratul, vestea cea bună. Astăzi domnul ți-a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor ce se ridicau împotriva ta. Împăratul a zis lui Cuș, tânărul Absalom este bine, sănătos? Cuș a răspuns, ca tânărul acesta să fie vrăjmașii Domnului meu, Împăratul, și toți cei ce se ridică împotriva ta ca să-ți facă rău. Atunci, Împăratul, cutremurându-se, s-a suit nodaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea: Fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu.